Vreau să mulțumesc Centrului Cultural pentru disponibilitatea pe care o manifestă față de aceste activități, în special doamnei directoare, Carmen Salub. Vreau să mulțumesc de asemenea Universității din Pitești, domnului rector Dumitru Chirleșan, pentru că acest eveniment a fost posibil prin contribuția nemijlocită și directă, o să vedeți aici, prin faptul că rectorul a asigurat prezența unor profesori care se vor angaja în aceste dezbateri. De asemenea, aș vrea să mulțumesc Universității Constantin Brâncoveanu, prin doamna decan, conferențiar universitar, dr. Mihaela Asandei, prezent aici. Să mulțumesc OIM-ului, și pentru că ne-a asigurat aceste exponate, iar prezența domnișoarei Băisan este foarte importantă, este pentru prima dată când participă la vernisajul propriei expoziții, nu? Da. În introducere aș vrea să dau citire la trei propoziții din acest pliant, că mi s-au părut foarte interesante. Migrația este un fenomen vechi care a contribuit la formarea mai multor țări și a lumii întregi, dar situația din zilele noastre este una fără precedent. Peste 65 de milioane de oameni din întreaga lume au fost nevoiți să plece din casele lor. De asemenea, în trecut România a rezolvat exemplar problema refugiaților veniți de pe alte continente. De fiecare dată a fost vorba de câteva mii de oameni care și-au găsit în România salvarea. Cele trei mari varuri de refugiați au fost cele ale armenilor de la finalul Primului Război Mondial, cele ale coreenilor în anii 1950 și cele ale chilienilor din anii 70. Au existat și alte situații în care România și-a deschis larg porțile refugiaților. Găsiți în acest pliant aceste afirmații adevărate legate de ceea ce a făcut România pentru migranți de-a lungul istoriei sale și mai ales va trebui să înțelegem de ce este nevoie ca și în continuare față de ceea ce se manifestă în zilele noastre legat de migrație, România, românii trebuie să manifeste aceeași solidaritate și eu sunt convins că lucrul acesta se va întâmpla. Aș fi dorit să mai vă prezint câteva din impresiile celor care au făcut obiectul fotografiei portret de migrant, dar o să lăsăm la vremea respectivă, când vernisăm, pe domnișoara Alina să ne prezinte aceste aspecte în detaliu, pentru că este autoarea, creatoarea acestei expoziții. Eu n-aș vrea să merg mai departe, pentru că avem aici profesori universitari, specialiști în domeniul filozofiei, istoriei, sociologiei, științelor sociale, care sper să ne lămurească teoretic de ce este nevoie să fim pragmatici și de ce trebuie să fim toleranți în abordarea migrației. Întrebarea este de ce ne-am propus această temă și eu vă pun trei motive care ne-au determinat să abordăm această temă. Unul, din nevoia de a clarifica științific aceste concepte. Doi, pentru a putea înțelege corect situația migranților din România. Și trei, pentru a furniza decidenților posibile soluții pentru integrarea migranților. Or mai fi și altele, eu ca practician de vreo 8 ani de zile în domeniul migrației, cam pe acestea le-am identificat. Și cine ar putea să clarifice mai bine aceste aspecte decât profesorii, specialiștii pe care i-am invitat aici, poate și practicienii, pe baza ceea ce au găsit de-a lungul activităților în lucru cu migranții. La nivelul înțelegerii de masă, toleranța poate fi înțeleasă ca fiind capacitatea omului de a recunoaște, de a respecta și de a înțelege pe celălalt om. Mai pe înțeles, de a fi îngăduitori și de a fi indulgenți. Este foarte simplu ce spun eu acum, lucrurile sunt mai complicate. În ce privește intoleranța,
cred că este atitudinea ce se manifestă dincolo de limita toleranței. Și în ce privește pragmatismul, ce am găsit eu înseamnă a fi practic, util și avantajos, așa încât, după anii petrecuți în munca aceasta, sper să fie am constatat că este nevoie de o clarificare științifică, iar posibile subiecte pe care le-am pus de acord cu doamna Adina Dumitru sunt, sau ne-am gândit că pot contribui la clarificarea acestor chestiuni. Așadar, dau cuvântul doamnei care va modera activitatea și celorlalți pe care vă invit să vă spuneți deschis punctul de vedere. Este o dezbatere deschisă pe subiecte extrem de importante și să dăm crezare specialiștilor. Mulțumesc! Tema propusă pentru dezbaterea de astăzi, toleranță și pragmatism în gestionarea migrației, este una foarte generoasă, foarte vastă. Desigur că nu vom reuși să ajungem la miezul tuturor problemelor, nu vom reuși să clarificăm din toate punctele de vedere toate conceptele care sunt legate de această temă. Noi vom încerca nu o abordare neapărat exhaustivă, ci o abordare personalizată, adică fiecare dintre noi, pe subiectele propuse, poate să își spună un punct de vedere rezultat din experiența practică sau din perspectiva domeniului în care este specializat fiecare dintre noi. Așa încât eu vă propun să începem cu o clarificare teoretică a acestor aspecte legate de migrație, toleranță și pragmatism și conceptele conexe care vin pe lângă acestea, abordând apoi lucrurile dintr-o perspectivă sau din perspective diferite, din perspectivă filozofică, din perspectivă istorică, din perspectivă sociologică sau, de ce nu, chiar din perspectiva științelor umaniste, din perspectivă religioasă, pentru că nu cred că putem să separăm valorile morale de morala creștină în virtutea faptului că majoritatea românilor sunt ortodoxi și dacă vom coborî de la nivel teoretic la nivel practic, ce se întâmplă cu migrația și toleranța în țara noastră, este clar că trebuie să ne referim și la mentalitate și la comunități mai mici, nu numai la nivelul acesta al legislației și al factorilor de decizie, ci și la nivelul comunităților mici și la nivel individual. Vă propun așadar să începem cu aspectele teoretice și să vedem care ar fi diferitele sensuri pe care le putem atribui acestor termeni: toleranță, pragmatism și intoleranță. Legat de toleranță, există grade de toleranță sau grade de intoleranță? Dacă da, atunci până unde putem merge? Este sigur foarte importantă tema, este una de maximă importanță pentru lumea actuală, pentru că, iată, toți suntem angrenați în această realitate și nu cred că este cineva care să nu se fi întâlnit cu persoane care au venit din altă parte, să nu fi avut colegi la liceu, chiar la facultate nu mai vorbesc, și așa mai departe. Să luăm pe rând lucrurile, sigur, fără a avea vreo pretenție de exhaustivitate, ar fi imposibil și nici dacă am putea, timpul nu ar fi suficient. Mai întâi despre toleranță.
A fi tolerant nu este un concept bătut în cuie, în sensul că nu presupune ceva static. Într-adevăr, doamna profesoară a spus deja, a întrebat deja dacă sunt grade de pot fi grade de toleranță. Sigur că sunt. Este un concept dinamic. Mai întâi, toleranță înseamnă capacitate liber asumată, deci nu impusă, de a-l accepta pe celălalt, de a avea respect pentru ceea ce este el și de a-i oferi ocazia și libertatea de a se manifesta așa cum este, așa cum consideră, așa cum crede. Așadar, de a lăsa să trăiască după cum voiește. Bineînțeles, cu o singură condiție, respectând de asemenea libertatea celorlalți, celor care l-au primit, celor în mijlocul cărora trăiește. Sunt grade de toleranță. Mai întâi, a fi tolerant tu ca persoană înseamnă să fii cineva. Înseamnă să ai capacitate de alegere, înseamnă așadar să fii liber și să faci acest lucru de pe poziția unei persoane care își recunoaște identitatea, deci nu și-o anulează pentru a-l lăsa pe celălalt să ocupe spațiul. Pentru că mulți, din păcate, înțeleg toleranța drept o umilire sau o golire de sine, o pierdere a ceea ce ești, a identității, ori nici pe departe asta nu înseamnă toleranță. Ar fi, de fapt, o autoanulare și o dovadă nu doar de slăbiciune, ci o dovadă a faptului că, până la urmă, nu știi ce ești, cine ești, nu ai o identitate. Așadar, toleranța nu presupune această pierdere de sine. Interesant de amintit aici un paradox al toleranței, pentru că toleranța are și ea limite. Trebuie să fii tolerant atâta timp cât ai de-a face, de asemenea, cu oameni toleranți. Pentru că dacă ajungi să fii tolerant cu intoleranții, aceștia își vor impune, sigur, punctul de vedere, forța asupra celor care le-au dovedit toleranță și acceptare și asta va duce pe termen lung sau chiar mediu la pierderea celor toleranți, iar și mai departe chiar a toleranței ca valoare. Este foarte asemănător cu paradoxul libertății. Dacă dăm libertate celor care nu respectă libertatea celorlalți, se ajunge la înrobirea lor, și adică a celor liberi, și la pierderea valorii libertății. Și așa mai departe. Există astfel de paradoxuri. Paradoxul democrației privește aceeași chestiune. Dacă primești în cadrul democrației pe cei care au perspective antidemocratice, se ajunge ca în 33 să fie ales democratic un regim care urăște democrația și știți mai bine ce s-a întâmplat. S-a ajuns la dispariția temporară, bineînțeles, a democrației și conflictul mondial care a urmat. Despre toleranță, sigur că s-a scris foarte mult și persoane care și-au dedicat viața ideilor, valorilor politice, valorilor umane. Prima dată îmi vine în minte John Locke cu a sa cunoscută scrisoare despre toleranță. De asemenea, mă gândesc la ideile lui Kant vis-a-vis de libertate. De ce înseamnă, de fapt, valoare umană, care presupune recunoașterea faptului că celălalt trebuie să fie tratat ca lucru în sine, ca valoare în sine, nu doar ca mijloc. Pentru că, sigur, noi ne folosim unii de alții și în acele situații celălalt este pentru mine, pot spune, un mijloc. Dar niciodată să nu-l tratez pe un om ca pe un mijloc pentru atingerea unor scopuri personale, ci și ca valoare în sine. Pentru că libertatea sa, rațiunea sa, aceleași valori pe care și eu le am, fac din el o persoană, nu un lucru, nu un obiect. John Stuart Mill cu On Liberty, da? Cunoscuta sa lucrare despre libertate, vorbește foarte clar și cu foarte multe exemple despre ce înseamnă a fi tolerant și a
respecta pe celălalt. Sigur, Karl Popper în lumea, tot în spațiul european, iar în spațiul nord-american există un cunoscut autor, Will Kimlicka, care vorbește despre ceva aparte privind toleranța. Subiectul toleranței a fost întotdeauna persoana. Putem spune individul, dar mă feresc de acest termen pentru că este un termen statistic care ne reduce așa la niște numere. Iar Will Kimlicka vorbește în cărțile sale despre multiculturalism și tot felul de probleme legate de numeroasele comunități din Statele Unite, despre drepturile comunității versus drepturile individului, drepturile persoanei. Aceste tipuri de drepturi pot intra în conflict. Adică, revenind la toleranță, noi trebuie să fim toleranți atât cu persoana, cu o anumită persoană concretă, indiferent din ce cultură ar veni, dar și cu comunitatea din care provine acea persoană. Ori ele pot intra în conflict și exemplele sunt foarte clare. Adică, putem primi o comunitate, nu dau un nume, o comunitate, să zicem, din Orient. Iar acea comunitate să aibă în raport cu indivizii săi comportamente care nu sunt tolerante. Ori societatea primitoare, dacă dorește să fie coerentă în privința toleranței, trebuie să-și manifeste, sigur, toleranța față de indivizi ca atare, față de fiecare individ în parte, dar și față de comunitate. Cu această precizare, să nu impună comunitatea să trăiască așa cum dorește, dar să nu impună persoanelor componente perspective care le încalcă libertatea. E o chestiune delicată, pentru că, de fapt, comunitățile respective pot spune, dar e dreptul nostru, așa trăim. Bun, așa trăiți, dar atât timp cât membrii comunității voastre nu doresc să fie tratați în anumite aspecte așa cum îi tratați, noi nu vă putem lăsa să faceți asta. Sunt lucruri foarte delicate, cu anumite aspecte au fost tolerate, deși sunt și acolo probleme, iar multe dintre ele, tot mai multe, încep să nu mai fie tolerate, de exemplu, vis-a-vis de comportamentul celor din unor triburi din America de Nord, triburi de indieni nord-americani în raport cu unii membri. Sau comportamentul față de, de exemplu, fetițele în comunitățile musulmane. Sunt, știți, probleme vis-a-vis de anumite practici. Bun, referitor la pragmatism. Asta nu înseamnă că s-a încheiat subiectul toleranței. Sigur, pot fi multe de spus în continuare. Așadar, pragmatismul este, în primul rând, este în același timp o atitudine și o perspectivă. În primul rând, este o perspectivă, pentru că ține cont de realitate, de imperativele realității, de ceea ce ne cere realitatea să facem acum. Și asta, dar, este în strânsă legătură cu perspectiva utilitaristă. A fi pragmatic înseamnă să răspunzi adecvat cererilor realității stringente. Însă, dacă pragmatismul ajunge să fie absolutizat, dacă ajunge să devină unica sau cea mai importantă valoare a vieții noastre, din nou, aici avem sâmburii intoleranței în raport cu oricine. Pentru că dacă impui pragmatismul ca pe o credință, toate celelalte pot fi aruncate liniștit la coșul de gunoi. Ce să facem cu artele și cu artiștii? Ce să facem cu cei care se ocupă de limbi clasice? Dom'le, nu sunt... Ce pragmatism putem vorbi? Despre ce pragmatism putem vorbi aici? Cu umaniștii, cu filozofii, la asta mă gândeam că, da, istorici și așa mai departe. Eventual, avem datele, cine vrea consultă dicționare, cer o stare să ne complicăm cu aceste perspective. Ori așa ajungem, spuneam, absolutizând pragmatismul, ajungem la crearea unui artefact, unui om,
cum să zic, un duplicat de om care seamănă mai mult cu un robot, nu cu, nu cu ceea ce înseamnă omul. Prin urmare, pragmatismul este sănătos dacă este înțeles în niște, dacă este prins în niște cadre care îi recunosc limitele. Așadar, dacă nu este absolutizat altfel, ne bazându-se pe adevăr, ne bazându-se pe ființa umană ca întreg, el devine o propagandă ideologică. Apropo de ființa umană, iar un termen, mai bine să spunem om, că intrăm în ființă umană, individ și așa mai departe. Sunt termeni care au anumite conotații destul de ușor de exploatat de către răuvoitorii, de zicem, intoleranții de serviciu. Edmund Husserl, un foarte mare gânditor german, părintele fenomenologiei este numit, vorbește despre orizonturi umane și spune el că noi ne aflăm la întreterea mai multor orizonturi. Un orizont artistic, un orizont spiritual, un orizont moral, un orizont pragmatic și așa mai departe. Ori absolutizarea unuia dintre aceste orizonturi, adică duce la anularea celorlalte și așadar, în numele respectivei absolutizări, trecem cu tăvălugul peste tot ce înseamnă celelalte aspecte ale omului. De exemplu, a trata omul doar ca pe o ființă biologică presupune că îl poți pune ca pe un cobai în laborator, poți face experimente pe el, sau dacă nu, într-un laborator social vast și îl poți observa efectiv așa cum dorești. Sunt discuții la ora actuală despre experimentele privind migrația, plecând de la Calergii, de la niște scrieri ale sale, vis-a-vis de amestecul de raselor și de pierderea identității în Europa. Și nu numai, și la nivel global. Sunt de asemenea discuții privitoare la alterarea umană, la alterarea ceea ce presupune să fii om, prin ideologia de gen. Au fost discuții și vor mai fi cu siguranță. La noi abia au început. Aducând la oaltă toleranță și pragmatism în gestiunea migrației, cred că aducem până la urmă principalele dimensiuni care se ramifică în foarte multe alte părți, în multe alte dimensiuni și eu felicit această inițiativă, este una extrem de benefică. Am aflat abia ieri despre temă, iar acum văd efectiv titlul, că mi s-a spus că e ceva despre migrație. Sigur, merită dezbătut și încă o dată felicitări organizatorilor. Să spun doar că mă gândeam când a zis de reducerea la o singură dimensiune a omului, că mă gândeam la omul multilateral dezvoltat, acum aveam omul unilateral dezvoltat, deci nu e bine în niciun fel, trebuie să găsim calea de mijloc, echilibrul, care este, cred, benefic și în pragmatism și în toleranță. Aș vrea să spun și eu două cuvinte legate de subiect. Vreau să citez un domn care, deși nu este persoană publică, consider că a spus un lucru demn de luat în considerare. Acest domn spunea cândva, mi-am notat aici în telefon, citez, puteți să luați ca pe o anecdotă sau ca pe ce doriți dumneavoastră, spunea, trebuie să fim toleranți cu oricine, mai puțin cu intoleranții. Deși sună comic, putem să tragem multe învățăminte din această replică. Atât am avut de spus, las alte persoane mai bine pregătite să vorbească în continuare. Vă mulțumesc că mi-ați permis. Se leagă de tratarea teoretică a temei, așa cum spuneam, dar
vreau să coborâm spre concret, să vedem cum anume, adică mă leg acum de pragmatism, da, având în vedere și faptul că avem aici o mulțime de oameni, ființe umane, indivizi, persoane, cum vreți să spuneți dumneavoastră, care au experiență în ceea ce privește migrația, au avut de-a face cu migranți sau sunt asimilați migranților într-un anumit fel, adică sunt străini, tema străinului, tema alterității, sunt teme conexe migrației, nu o să ne putem ocupa acum și de ele, nu o să ne putem apleca asupra lor, dar aș vrea să le rog pe doamnele profesoare, colegele mele, care lucrează cu străinii, dacă ei sunt străini în sensul că nu sunt din țara noastră, dar sunt tot ființe umane și să ne spună din experiența dumnealor cum... Cristina Lemnaru mă numesc, reprezint Biroul de Studenți Internaționali din cadrul Universității din Pitești. După câte am înțeles, noi ar trebui să punem în practică acești doi termeni, de toleranță și pragmatism. Sperăm că reușim totuși. De-a lungul anilor, Universitatea din Pitești și-a deschis porțile pentru cetățeni străini din toată lumea. Anul acesta încă avem porțile deschise. Nu avem momentan decât studenți din Turkmenistan, Albania, Irak, Iordania. Chiar avem un reprezentant aici al Iordaniei, să zicem, cu dublă cetățenie, română și iordaniană, Taher. O să-l las pe el la momentul respectiv să se prezinte. Eriol din Albania și Alex din Franța, care au rămas la studii de licență în cadrul universității noastre. Încercăm, pe lângă orele de limba română, să avem diverse evenimente și activități în care să implicăm cât mai mulți studenții internaționali. Nu o să vorbesc de toate evenimentele, ci de cele pe care au devenit tradiție în universitate. Respectiv, avem 6 ediții anul acesta, am fost la cea de-a 6-a ediție a Zilei Studenților Internaționali. Avem o sesiune de comunicări studențești, care de asemenea se află la cea de-a 6-a ediție, se numește Diversitate Etnică și Pluralism Cultural Fără Frontiere. An de an ne... încercăm să venim în ajutorul lor cu diverse evenimente și de fiecare dată au răspuns pozitiv tuturor apelurilor noastre. Ca noutate, anul acesta, anul pregătitor de limba română a fost acreditat și și-a schimbat numele în programul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini. Tot ca noutate, studenți din China vor veni în număr mult mai mare și anume anul acesta așteptăm 11 studenți din China. Tot ca noutate, Universitatea din Pitești desfășoară cursuri de limba chineză, cursuri gratuite atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice. Și o să le dau cuvântul studenților să ne spună cum se simt ei în mijlocul nostru. Bună, sunt Alexandru Garpopolo, student din Franța. Am venit în România de 2 ani deja. Am făcut anul pregătitor cu doamna Magda și doamna Cristina și am învățat limba română. Mi-a fost puțin greu la început, dar acum mă descurc. Sunt în kinetoterapie în anul 2. Am intrat la buget, lucrez mult și mi-e place aici, în România. Bine. Bună ziua, mă numesc Eriol, sunt în psihologie anul întâi. Din cazul că Albania nu e prea departe, mă simt
adoptat și oamenii sunt, să zicem, sănători. Bună, eu sunt Tahar Hamdi. Am venit la România să stau aici. Asta este parte de mine. Eu nu pot să vă promenesc prea mult. Nu este prea diferență din Iordania. Asta este un parte de mine. După tot, mă place să stau aici. De ce? Care e motivația de să stai aici? Asta este parte de meu. Parte de mine, jumătate de meu este român. Mama ta e româncă? Da. Acum, păi dacă nu ai spus, și ești din Pitești sau din ce oraș? Vaslui. Din Vaslui? Da. Mama este vasluiancă și tata din Iordania? Da. Înseamnă că și tatăl și fiul acum au simțit pe pielea lor care este atitudinea comunității în care au venit și presupun că au fost toleranți și nu numai, mai mult decât toleranți, cred că au fost chiar de-a dreptul primiți cu bucurie. Nu? Da? Tahir sau Tarek? Tahir. Tahir. Cum îi percepeți pe colegi? Vi se par toleranți? Vi se par în regulă din punctul acesta de vedere? Dacă ați spus că sunteți bucuroși aici și vă simțiți bine, am tras concluzia că așa e ca acasă. Ce poate să spună mai mult decât răspunsul dumnealui? Ca acasă. Chiar sunt. Republica Moldova. Și am venit să studiez aici la Universitatea din Pitești, Facultatea de Litere, deja anul 2. Tot așa am venit, cum și colegii mei, că a studiat fratele meu la Iași, la Gheorghe Saki, și mi-a plăcut felul în care el s-a manifestat, mi-a spus că se face carte, chiar într-adevăr se face, și am văzut cu rezultatele care au venit el, terminând masterul cu 10 pe linie, și zic, se face carte, merg și eu încolo. Și de asta și am ajuns aici, mă simt foarte bine, în unele cazuri chiar, nu știu, mă simt mai bine ca acasă, și vreau să rămân aici, în continuare. Am să iau de la stânga către dreapta cu cei trei studenți. Tinere, trebuie să știi că Franța, în 1856 până la unirea Principatului, în 1859, cu Ludovic Napoleon Bonaparte, a rămas în istorie ca Napoleon al III-lea, ne-a făcut un mare bine acestei țări. Iar Franța a devenit republică în 1852, cu acestea, ca o treabă istorică. Dumneavoastră vă simțiți bine aici, este problema dumneavoastră personală. Dacă aveți alt colegi francezi în Franța, care le-a plăcut România și v-a influențat, aceasta are o chestiune personală. Domnul student din Albania, România a avut de-a lungul istoriei, din cel mai vechi timp, relații foarte importante cu țara dumneavoastră. Imnul național al dumneavoastră este pe al nostru steagă scris Unire, se pare, da? Este scris de un român, da? Dumneavoastră aveți religie creștină sau islamică? Ortodoxă, da? În Albania sunt foarte mulți creștini ortodoxi? Nu, majoritatea sunt, da, corect, da? Și în Kosovo, da? Da. Am înțeles, cunosc istoria. Domnul student din Iordania, țara lui Hussein al regelui Iordaniei, care a decedat mai demult, da? Iordania este o țară care, din lumea arabă, o țară liniștită. De ce m-am referit la regele Hussein al Iordaniei? Nu a fost de acord ca să primească Organizația pentru Eliberarea Palestinei și a avut un rol important în menținerea echilibrului în lumea arabă. Iordania nu este o țară bogată, este o țară care trăiește mai mult din turism,
cu oameni care sunt mai bine educați și respectuos față de uniforma militară. Am avut relații întâmplătoare după 89 cu un compatriot al dumneavoastră care făcea afaceri în această, în România. Deci studenta din Republica Moldova, ce pot să spun, ea se găsește, indiferent dincolo de Prut sau dincoace de Prut, se găsește acasă. Referitor la migrație, este un fenomen care a început cu exodul, plecarea evreilor din Egipt. El nu se va opri aici, dar vă fac atenți că migrația, ca să pleci într-o țară în care nu există război, există o anumită problemă de natură politică, care conducătorii acelei țări nu guvernează corect sau nu sunt buni administratori ai fondurilor, banilor. Orice om care se naște are dreptul la viață. S-a vorbit aici despre toleranță și intoleranță. Există un singur lucru în intoleranță. Nu poți să fii tolerant cu persoana, indiferent de ce origine este, că pe niciunul dintre noi nu spune, nu scrie om, nu scrie nici român, nici irachian, nici ce vreți dumneavoastră să spuneți. Acest lucru demonstrezi. Ai încălcat legea și normă de conviețuire socială sau profesională, sunteți studenți, sunt niște norme care trebuie să le respectați și doamnele care didactice cunosc foarte bine. Acestea trebuie să fie implementate. Schimbul de păreri, de idei între studenții români și dumneavoastră străini trebuie să fie cele în natură umană. Toleranța este un fenomen în care trebuie să fii de acord cu punctul de vedere al oricărei persoane, din punct de vedere religios, politic, financiar și așa mai departe, iar ajutorarea de orice fel și orice natură este bunăvenită. În problema pe parcurs mai există și alt fenomen numit, amestecarea neamurilor. Data trecută ați avut o emisiune privind problema familie mixte, da? Familie mixte nu este o chestiune de nouă, mi-a apărut de-a lungul istoriei, chiar de la apariția omului pe pământ. Fac acest istoric pentru a cunoaște mai bine oamenii sunt, trebuie să fie animale raționale. Din păcate, mai sunt și anumite anomalii. Dar să vă dau un exemplu din percepția religiei islamice. Cel mai mare eșec al omului, știți care este? Este unul singur. El intră în concurență cu zeci de mii de oameni. Și trebuie să cunoașteți că în afaceri, în politică și în religie, nu există morală. Există numai un singur lucru numit interes. Când acel lucru interes încalcă legea, se numesc discrepanțe sociale sau de orice altă natură. Problema sociologică, psihologică, pedagogică, este o problemă combinată la care cadre didactice trebuie să aibă o anumită măestrie în a modela oamenii și a-i face de la tribună să fie toleranți între ei fără să se manifeste. O toleranță tacită. Nu poți să fii tolerant cu cei care încalcă legea și cei care încalcă anumite lucruri și acel lucru se poate modela pe parcurs. Personal, dumneavoastră, dar și ceilalți și românii, dar și au migrat în altceva, asta e viața. Și lucrurile trebuie să meargă mai departe. Cum vă înțelegeți în dumneavoastră, este un fenomen plăcut. E foarte plăcut și frumos să cunoști religia și altor nații și altor popoare, indiferent dacă se găsesc într-o anumită opoziție. Pentru că dumnealui care este islamist, profetul Mahomet, 622,
a fost salvat de un creștin ortodox la Mecca și a trebuit să-și mute reședința la Medina. Altfel putea să fie asasinat. Vreau să vă spun că sunt plăcut impresionată de ceea ce faceți aici. Nu este domeniul meu de interes migrația sau toleranța, dar ca om al cetății sunt lucruri care mă interesează, mai ales că lucrez cu tineri și observ uneori că există anumite tendințe de intoleranță care nu se justifică. Acum două săptămâni am participat la un proiect internațional realizat de cadrele didactice de la Colegiul Național Alexandru Odobescu, împreună cu colegi de-ai lor din Suedia. Întâmplător am văzut că expoziția este realizată chiar exact. Și am stat de vorbă cu cadrele didactice și am văzut că ei se confruntă, în Suedia mai ales, cu probleme legate de intoleranță. Pentru că dacă acum câteva decenii existau tineri care plecau din țările lor, din țările arabe, ca să-și îmbunătățească condițiile de viață, să studieze, să știți că astăzi problemele sunt mult mai grave. Și vedeți ce se întâmplă în Europa, în toate țările Uniunii Europene, ce se întâmplă în Franța, ce se întâmplă în Germania. Mi-am pus de multe ori întrebarea cum este posibil ca tineri născuți în Franța să aibă acele atitudini, dar tineri care au ajuns să fie marginalizați și să aibă niște reacții de intoleranță față de societatea actuală. Sigur, în momentul acesta, noi în România ne simțim un pic protejați, adică nu am observat astfel de atitudini așa vehemente. Dar să știți că suntem și noi românii intoleranți. Adică sunt manifestări și trebuie să le recunoaștem, pentru că mă îngrijorează faptul că foarte mulți profesori români nu sunt de acord, de exemplu, să locuiască lângă conaționalii noștri, romi. Și gândiți-vă că acești profesori pregătesc viitorul societății. Faptul că au astfel de atitudini nu este în regulă. Trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă cu noi. Sigur, ar fi foarte multe de spus. Vreau să spun că am și o experiență în prezent cu studenți francezi și sunt plăcut impresionată de faptul că ei sunt doar de vreo 2-3 săptămâni aici în Pitești, că imediat s-au integrat și au călătorit, au văzut România și știți ce mi-au spus? Că ei în Franța credeau că noi românii suntem țigani. Da? 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 Și vizitând, stând de vorbă cu tineri de vârsta lor, cu alte persoane, au spus nu, dar românii sunt cu totul altfel. Vedeți? Da. Nu, dar vreau să spun, deci totuși trebuie să vedem ca atitudine. Da, exact. Ei au spus că noi în Franța n-au văzut decât țigani. N-au văzut, adică au văzut români, dar care nu erau ca cei care există aici. Mă rog, sunt multe, multe lucruri de spus. Este foarte bine că noi ne gândim să pregătim tineretul, să îl facem să nu aibă astfel de atitudini, să accepte că nu toți suntem la fel, suntem diferiți. Și vedeți chiar migrația, ați văzut totuși că noi românii nu am acceptat cu ușurință aceste valuri de migrație. Nu ne confruntăm cu ele, dar sunt țări și în Suedia, sunt mari probleme. Cu da, și acum au mari probleme, să știți. Adică știu concret din experiență personală. Mă rog, sper să mai particip la activități din acestea. Nu este domeniul meu de interes, dar mi-a făcut foarte, foarte mare plăcere să fiu în mijlocul dumneavoastră. Vă mulțumim, doamna profesoară. Ceea ce ne-ați spus dumneavoastră mă duce cu gândul la faptul că ar trebui să propunem o temă într-o întâlnire viitoare legată de toleranță, migrație, din perspectivă psihologică, pentru că toate aceste reacții pot să fie explicate mai bine de către psihologi, specialiștii în psihologie de masă, da, psihologie socială, ca să înțelegem de ce ne place să fim ca alții uneori și ne place să fim diferiți
în alte situații. Aș dori să dau cuvântul și reprezentanților autorităților statului pentru a dumnealor să ne spună din perspectiva aceasta a celor care, da, celor care au de-a face și cu legislația, în ce măsură toleranța și interesul pragmatic se îmbină în mod adecvat în legislația noastră. Da? Da, conform legislației avem de-a face cu... Mă numesc Floarea Ramona, primăria Mioveni. Conform legislației ne confruntăm cu tot felul de situații. Oamenii care migrează în țara noastră zi de zi sunt tot felul de situații în care noi trebuie să ne punem amprenta pe așa zisa situație individuală. Ce să vă spun, sunt ne confruntăm cu anumite aspecte și încercăm să le rezolvăm pe parcurs. Da, avem câteva familii de turci, de arabi, de... Da, și încercăm... Care ar fi problemele cu care vă confruntați? Păi problemele sociale, ori sunt, ori, da, de locuință, de venit, de... Noi putem oferi ajutor social sau depinde cum îi putem ajuta ca să se integreze în societate, în societatea noastră, bineînțeles. Da, da. Prin familii mixte, prin reuniune cu diferite persoane. Căsătorie în principal, își reunesc, își fac familii la noi și conviețuiesc. Unii oameni înțeleg, alții mai puțin, depinde de fiecare în parte, cum... Da, exact. Adică încercăm să, da, să rezolvăm lucrurile, să acceptăm situația și... Asistența socială, probabil că... Noi încercăm să-i ajutăm, da, prin tot felul de beneficii care sunt la noi și să poată evolua pe parcurs. Ceea ce vreau să subliniez este că toți suntem migranți și am să vă spun o poveste foarte scurtă a mea. Întotdeauna am simțit că am și alt sânge, de fapt, decât cel românesc și feeling-ul meu s-a dovedit a fi adevărat. Există, pentru cine nu știe, testul ADN de origine etnică pe care eu l-am făcut și eu, de fapt, sunt un mix de 7 naționalități. Deci... procentul cel mai mare este de Grecia, după aceea urmează state baltice, evreu așchenazi și, mă rog, nu mai continui. Ideea este că toți suntem migranți, asta vreau să vă spun. Chiar dacă nu, mulți dintre noi nu realizează acest lucru, mai ales datorită poziției geografice în care se află România și mai ales sudul României. Da? Asta am vrut să vă spun și să subliniez că... poate chiar unele persoane, într-adevăr, dau dovadă de intoleranță, dar fără, în mod ignorant, ca să zic așa, din păcate pentru dânsii. În mod realist, ar trebui să fie toleranți cu toată lumea și cu toate religiile. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru invitația adresată Instituției Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Pitești. Mă numesc Gherghina Marius, sunt expert în cadrul Biroului Teritorial Pitești. Legat de subiectul acesta al toleranței și al problemei migrației, în primul rând aș vrea să vă precizez, pe lângă faptul că instituția noastră este, după cum știți, Instituția Avocatul Poporului este o instituție națională pentru promovarea și respectarea protecției drepturilor omului, instituție care, prin legea de organizare și funcționare, organul legislativ, chiar de la bun început, când a adoptat legea, a avut în vedere faptul că Avocatul Poporului poate fi sesizat de absolut toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, cetățenie, rasă, ceea ce consider
că din start este un exemplu de toleranță pe care statul român l-a avut în vedere atunci când a gândit înființarea acestei instituții și în sistemul nostru de autorități publice, instituție care, iată, prin reprezentanții, prin birourile teritoriale, să știți că vine în contact și cu situații ale cetățenilor, în special, care poate sunt din familii mixte, cum spuneau antevorbitorii, și care pot, se pot adresa avocatului poporului atunci când consideră că autoritățile poate nu întru totul îi sprijină în soluționarea problemelor cu care se confruntă, pentru că, după cum știți, noi avem o legislație, din câte am analizat și eu în privința asta, cel puțin a persoanelor care, a străinilor special, care au dobândit un drept de ședere în România, o legislație bine pusă la punct, care le asigură respectarea, prevenirii și combaterii marginalizării sociale. Deci, noi, din punct de vedere legislativ, stăm foarte bine, zic eu, avem stabilite pentru educație, pentru asistență socială, pentru sănătate, pentru învățământ, o serie de reguli ca aceste persoane care vin în România să fie și, bineînțeles, capătă acest regim juridic de a sta în mod legal, conform legislației în materie, să fie aceste persoane să-și ceară drepturile. Sigur, aici e o problemă pentru care autoritățile trebuie să fie mai deschise, să mediatizeze și să îndrume aceste persoane în privința asigurării și solicitării drepturilor de care ele dispun în România. Sigur, am văzut situații nu numai de în ceea ce privește străinii care vin în România vivind din migrație, ci situații și privind toleranța în privința cetățenilor noștri români care se adresează autorităților, pentru că noi lucrăm cu autoritățile, deci relația avocatul poporului este cetățean, în autoritate, și se plâng de, eu știu, intoleranța anumitor funcționari. Recent am avut o discuție cu un cetățean român care în prezent este stabilit în străinătate, dar a fost foarte contrariat de modul cum a fost tratat la o autoritate publică. Nu dau exemplu, dar ca să vă prezint doar ca speță faptul că a cerut o simplă relație și i s-a închis ghișeul nas, spunând că nu e de competența sa, ceea ce nu este un act de administrare instituțională corect, iar acest lucru, în părerea mea, trebuie sancționat. Acest lucru trebuie îndreptat și, sigur, asta ține și de, mă rog, managementul instituției respective. Iar, după cum spuneam, la avocatul poporului, deci se pot adresa nu doar cetățenii români, ci și cetățenii care vin în România de alte naționalități și întâmpină probleme la nivelul instituțiilor, pot apela la noi cu încredere și încercăm să-i sprijinim, discutând și colaborând cu autoritățile. Sigur că avocatul poporului, prin mediere și dialog, acest lucru îl va face. Vă mulțumesc! La ce vă referiți? La cetățeni străini? Da. Am avut mai mult pe sesizări scrise și de-a lungul timpului și câteva vizite în care și-au expus anumite probleme. Păi la nivel de autorități publice, deci demersul în care ei s-au blocat într-un anumit punct și nu știau ce demersul să mai facă pentru asistență socială, pentru probleme de... Da, de obținere de drepturi, cum spuneam mai devreme, în privința sprijinirii, obține unor, recunoaște unor drepturi de asistență socială și atunci noi, prin specific legislație, i-am îndrumat, în special prin formularea de demersuri scrise, de răspunsuri oficiale și pe legislație, după aceea, cred că lucrurile s-au concluzionat în mod favorabil. Deci, în general, pe acest caz am avut noi de-a lungul timpului. Sigur, o practică mai detaliată o puteți vedea, dacă aveți curiozitatea, pe site-ul instituției, în raportul de activitate anual. Avocatul poporului prezintă și inclusiv cazuri de sesizări din străinătate, detaliate, cu exemple de practică. Dumneavoastră ați spus în finalul intervenției două cuvinte care sunt magice. Ați spus mediere și dialog. Cred că dialog, comunicare sunt conceptele pe care nu le-am amintit, nu le-am tratat, dar care sunt foarte, da, foarte, foarte strâns legate de această problemă a toleranței. Numai astfel cred că vom reuși
nu să fim toleranți cu ceilalți, pentru că nu mă refer acum la alter, la celălalt, ci să fim cu noi corecți. Și dacă suntem corecți cu noi, atunci nu putem să fim intoleranți, nu avem cum să fim intoleranți. Cred că aceasta ar fi o concluzie a dezbaterii noastre, că numai comunicarea și contactul uman pot să asigure o atitudine de toleranță, iar pragmatismul nu trebuie nici neglijat, dar nici absolutizat. Și așa am coborât noi de la nivelul acela abstract al conceptelor la nivelul mai general al legilor și la exemplele concrete de oameni care au simțit pe pielea lor dacă sunt sau nu bine primiți în comunitate aici. Iar dacă am ajuns la acest cuvânt, la acest termen om, am să o rog pe doamna jurnalistă care a reușit să facă ceva, am să dau cuvântul să ne facă așa un fel de trecere spre vernisajul expoziției, să ne spună ce a văzut la acei oameni. Wow, sunt Alina Băisan, am realizat împreună cu OIM și cu Ambasada Suediei acest proiect, Portrete de Migranți. Ideea a plecat de la... Expoziția aceasta a avut loc în Suedia, a fost făcută de un migrant, practic care a mers prin toată țara și a surprins, a fotografiat povești, portrete de migranți în diverse contexte de viață și pentru că a avut un succes foarte mare acolo, s-au gândit să cumva să repete proiectul și aici. M-au găsit pe mine printr-o întâmplare, cred, fericită, pentru că, ok, nu e suficient, cred, să fii jurnalist și să-ți propui să faci acest proiect, să fii fotograf și să faci acest proiect. E nevoie de o abordare jurnalistică, pentru că nu neapărat migranții, cât refugiații au niște povești, niște traume foarte mari în spate și e foarte greu să te apropii de ei. Le e foarte greu să se deschidă și să se lase fotografiați. Vă dau niște exemple. Eu, un băiat, stați așa să-l găsesc. Da, o să mergem acolo și cred că vă pot spune povestea fiecăruia, dar e un băiat, în special, mi-am amintit de el, sper să-l găsesc repede. Așa, gata, l-am găsit. Nu, știți, Vefa îl cheamă. Ce vreau să vă zic despre el, mie nu s-a întâmplat niciodată chestia asta. Toți oamenii îmi zic, eu nu sunt fotogenic, nu mă fotografia, că eu nu sunt fotogenic. Dar acest om avea efectiv trac în fața aparatului pentru că făcea niște gesturi foarte nervoase și am rămas șocată, adică chiar nu am crezut vreodată că cineva poate să fie atât de speriat de cameră. În fine, ce m-au învățat oamenii ăștia e că fiecare om are o poveste și perspectivele sunt total diferite. Adică eu, care cred despre țara mea că nu e cea mai minunată, o fată, o tipă de 19 ani din Victoria, din Brazilia, poate să spună că, vai, da, aveți o țară atât de frumoasă, parcurile voastre sunt atât de îngrijite și eu pot să merg în siguranță pe stradă fără ca mamei mele să-i fie frică că o să fiu împușcată într-un atac. Îți oferă o cu totă altă perspectivă asupra lumii în care trăiești. Oamenii ăștia vin cu o cultură, cu o istorie personală foarte bogată, total diferită de a noastră și nu... Cred că nu trebuie să facem decât să stăm și să-i oprim și să-i ascultăm, pentru că avem foarte multe de învățat de la ei. Adică am putea călători în toată lumea asta doar prin poveștile lor. Nu e nevoie să mergem noi, să plătim bilet. Am fost la o, iarăși, o tipă, o muzicianul, din Siria, care a venit aici împreună cu partenerul ei de viață. E dintr-o
familie de profesori universitari, adică au niște o moștenire foarte, foarte interesantă și m-au primit la ea acasă într-o garsonieră jalnică, unde mi-au făcut ceai și mi-au dat să mănânc și mi-au cântat. Aveau o colecție impresionantă de instrumente muzicale și clasice și orientale foarte vechi, pe care le îngrijeau ca pe niște copii și pur și simplu m-au primit în familia lor dându-mi această lecție a toleranței despre care vorbeați. Adică ei au renunțat la foarte mult ca să vin aici și cumva, nu știu, mi-au arătat că, uite, noi suntem foarte bine așa cum suntem și noi ne bucurăm de tot ce avem și ne bucurăm că suntem aici în garsoniera asta, de la capătul Bucureștiului. Nu contează asta, contează că putem să împărtășim cu tine din povestea noastră, din istoria, mă rog. Dar sunt foarte multe de spus, abia aștept să mă întrebați chestii despre fiecare din portretele respective. Ne-ați făcut așa, da. Și mulțumesc! Doar două cuvinte aș dori să mai spun și se leagă foarte bine de tot ce s-a vorbit aici. Cred că fundamentul pe care se așează toleranța este cel mai bine sintetizat de David, de împăratul David, într-unul dintre psalmii săi, spunând: străin sunt eu, Doamne, străin ca toți părinții mei pe acest pământ, odihnește-mă înainte de a trece și de a nu mai fi. Până la urmă toți suntem străini pe acest pământ, sigur, și că nimeni nu poate spune că este legat de un loc în sensul că îi aparține, ca și când ar fi propria proprietate și nu poate lăsa pe nimeni să stea acolo sau să-l îngăduie. Da. Mulțumesc! Da. Nu doar, pur și simplu faptul că suntem într-o zonă a trecerii. Cineva spunea, suntem pe acest pământ ca la iar mă rog, trebuie să luăm ceea ce ne trebuie și să mergem mai departe, pentru că nu suntem, cum să zic, într-un spațiu unde totul este absolut, unde realizarea deplină este aici. Altfel, dacă ar fi așa, cred că lucrurile ar fi crunte. Atunci am vedea ce înseamnă intoleranță, cu adevărat. Pentru spirit și pentru viață, cred că ne sunt necesare din ce în ce mai mult aceste discuții și dezbateri. Mulțumesc frumos! Vă invităm la expoziție! Vă rog să ne povestiți povestea acestei expoziții de fotografie, unde sunteți coautoare, care sunt lucrările mai îndrăgite și de ce? Da, știu. Mie mi s-a pus întrebarea asta, eu am pus întrebarea asta de foarte multe ori ca jurnalist, și când mi se răspundea, n-aș putea să aleg, alege una, totuși, știi? Vrei un exemplu personal tot timpul, un exemplu puternic și mi-am ales-o pe Noma, este din Siria. Noma a venit să studieze împreună cu viitorul ei soț muzica aici în România, a lăsat o familie foarte bogată ca cultură, cu părinți profesori universitari. A lăsat o zonă de conflict și aici, pe lângă că studiază muzica, este mediator pentru oamenii care nu au învățat încă limba română, pentru refugiații veniți aici, vorbitori de limba arabă. Și ea face chestia asta voluntar pentru că, da, vrea să îi ajute pe cei care trec prin experiența prin care a trecut ea. Nu știu, sunt foarte multe povești de viață. Unele sunt povești de dragoste, foarte frumoase. De exemplu, e o tipă din Cuba care a venit, s-a îndrăgostit de un jurnalist, a venit la Brașov, unde e foarte frig, da, român, e foarte frig pentru ea. Oamenii nu sunt chiar așa de liberi și de simpatici ca în Cuba, unde toată lumea cântă și dansează pe stradă. S-a despărțit de jurnalistul respectiv, a adus-o și pe maică-sa, care și ea tremură de frig acolo, dar îi place foarte mult în România și cumva nu s-ar mai întoarce în Cuba. I-ar fi greu să o ia de la capăt acolo, plus că și-a făcut un rost aici. E așa un paradox. Sunt atâția români care pleacă în alte țări crezând că
vor găsi acolo un viitor mai bun și sunt toți acești oameni care aleg România crezând că ei o să aibă aici un viitor mai bun. Și pentru unii chiar funcționează așa, adică e o chestiune de context și de poveste personală. Ține de fenomenul migrației. Da, care nu a apărut ieri, nu o să dispară. Raed Arafat, care e și el în proiect, spunea că în viitor ne vom confrunta cu valuri și mai mari de migranți. România se confruntă cu probleme demografice, nu mai există forță de muncă și va veni probabil forță de muncă din afara țării, cum se întâmplă în toată Europa. Și e ok că e așa, na. Asta e realitatea în care trăim, ne adaptăm la ea și încercăm să fim deschiși. Să